O zi cu vești, o zi cu vești, da, veștile exclusive se mută azi din online în offline. Tânăra cu peste jumătate de milion de urmăritori este alături de noi. Like, Creața, bine ai venit! Bună! Bună, bine v-am găsit! Și chiar dacă bine tu ai făcut... ați venit! Păi stai puțin! Chiar dacă tu ai făcut deja anunțul pe pagina tale de Instagram și Facebook, aș vrea să ne spui și acum, în premieră la televizor, marea veste... Că voi fi mămică. Felicitări. De fetiță. Bravo. În câte luni ești însărcinată? Aproape 5 luni, 19 săptămâni. Wow. Da, e măricică. E măricică, dar burtica se menține. E dimineața, n-am apucat să mănânc și mi-e foame de mor. Dar de ce ai amânat să anunți atât de târziu? Păi n-a fost chiar atât n-a de fost? Târziu. Adică, de obicei, în primul trimestru nu anunți nimic, că vrei ca totul să fie în regulă, să fii sigură că tot e în regulă și apoi... Am așteptat să treacă primul trimestru. Să fii sigură că e tot în ordine. Da, exact, că na. Uh-huh. E prima oară când sunt însărcinată, aveam emoții, nu știam cum e, cât ar trebui să stau. Până când mi-a zis doamna doctor, a zis, e ok, stai liniștită, poți să anunți. E un copil care a bătut la ușă sau vi l-ați dorit? Adică a fost programat că l-a bătut la ușă, gen dacă a mișcat. Ne l-am dorit, l-am... programat, să zic, dar nu ne așteptam să se întâmple atât de repede. Adică a fost la modul că m-am zis, ok, hai să facem un bebeluș, am mers la doctor, mi-am făcut analizele și pe 20 mai mi-a zis, da, tot e în regulă, poți să te apuci să faci bebelușul. Și eu în două săptămâni am rămas însărcinată. Și a fost un șoc, că nu mă așteptam, eram pregătită, pregătită mental pentru asta. Da, că mă așteptam, nu știu, gen după 3 luni, 6 luni, cum se întâmplă de obicei. Corect. Și am zis, wow, da, pe moment eram așa, nu știam cum să reacționez. Și totuși, cum a fost momentul? Când am aflat? Când ai aflat că ești însărcinată. Simțeam oarecum, că nu mă simțeam nici bine și am zis, ok, posibil să fiu însărcinată, dar mi-era frică, știi, să... mă înșel, să-mi fac testul și de fapt să nu fiu însărcinată. Dar în același timp eram super agitată și am zis, ok, îmi fac testul, sunt bine. Aia e. Da. Și m-am dus în baie, mi l-am făcut, mă uit de la depărtare, văd o singură linie și zic, da, normal că nu sunt însărcinată. Și când l-am adus aproape, am văzut cum se contura a doua liniuță. Și normal am început să plâng, dar închideam ochii, deschideam, că am zis că poate, na, mi imaginez eu. Și tatăl fetiței ce a zis? Tatăl fetiței dormea atunci când mi-am făcut testul, că el m-a întrebat, ești ciudată, ce-i cu tine? Și de asta mi-am făcut testul, ca să îi zic, sunt sau nu sunt? Și am lăsat acolo. Pe ce drum au intrat. Deja e ciudată, îți dai seama. De acum încolo, așa va fi viața voastră. Da, dar cred că e ciudată. Probabil o să conștientizăm în momentul în care normal. O să vină, o să se nască și o să o vedem fizic. Acum... Mă rog, mă uit și imaginez că am un bebeluș acolo. Cum crezi că se va schimba conținutul de pe rețelele tale atunci când vei avea fetița în brațe? Da, clar că o să fie mai mult axat pe bebeluș, că e ceva nou și pentru mine, descoper și eu lucruri noi, mă informez la rândul meu, dar asta nu înseamnă că o să fie doar despre bebeluș, adică fără doar și poate o să fie și despre mine, ca femeie, ca mamă, dar... Adică nu vei avea nicio problemă să o expui și să... Că sunt împărțite părerile da, pe tema eu asta. Nu, tatăl da. Nu-și dorește să nu. O arătați? Nu. Nici lui nu-i place să apară. Dar a zis, am avut discuția asta, ce o să fie. Și am zis, face parte din viața mea, nu pot să-i pun o pătură pe față când îmi fac un story sau... Ok, o dată de două ori, dar... Na, trebuie să o arăt la un moment dacă... Practic, este jobul tău. Este jobul adică tu meu. Tu arăți oamenilor viața ta. Da, exact. Mă rog, el nefiind în domeniu, nu prea înțelege. Adică nici nu e cu social media, deci nu prea înțelege. Adică el nu-ți face pozele? Adică voi n-aveți discuții. Mi-ar mai făcut pozele alea fără cap și ba nu da. E cu șarf și nu... Ba da, mi-a făcut odată fără picioare. Eram eu cu fața și cerul și am zis, ok, de ce? Bine, angajăm un profesionist. Îmi face, dar ideea e că știu că la un moment dat ajungem să ne certăm pe subiectul ăsta cu pozele și atunci prefer, ok, lasă că-mi fac un selfie. Dar te urmărește? Își dă cu părerea despre postările tale? Da. Da? Chiar surprins, adică primele dăți eram la modul, de ce? Poza asta nu e ok, nu te avantajează, de ce îți pui 3 poze cu aceeași ținută? Deci are păreri. Da, asta și că, zic. Da, da, mă rog, uite că stau diferit, că nu, o singură poză cu o singură ținută. Da, e funny, ne înțelegem. Tu în ce direcție ești? Chiar și în online sunt femei care sunt pro naștere naturală, pro alăptare și femei care spun că nu este neapărat necesar și că nu ești mai puțin mamă dacă nu îndeplinești toate aceste lucruri. Da, tu cum îți dorești să naști? Nu, eu mi-aș dori natural pentru că mi-e frică de cesariană.
Adică numai gândul că știu că o să fiu, că trei straturi de mușchi o să-mi fie tăiați, nu. Aș vrea natural pentru că mă recuperez și mai repede, e mai bine. Nu neapărat că e mai bine, că aici e de fapt problema, că multe mame zic, cum adică e mai bine pentru bebeluși, adică cei care sunt născuți prin cezariană, ce, au imunitatea mai scăzută? Nu, mă simt eu mai confortabil. Mm-hmm. Acum depinde și de, neapărat, dacă o să pot. Absolut. Eu așa îmi doresc. Îți doresc să naști natural, da, asta e important. Fără doar și poate și să alăptez. Pentru că am prietene care sunt deja mămici și au și zis că sunt diferențe între, adică cel puțin ea vede la copiii ei. Unul e crescut cu lapte matern, altul cu lapte praf. Și a zis, da, e o diferență. Cel cu lapte praf e mai liniștit, mai moale, celălalt e mai agitat, nu răcește, se îmbolnăvește mai greu. Nu doarme. Da, nu doarme, nu te lasă să dormi. Asta zic, da. Da. Am înțeles. Camera n-am ajuns încă la stadiul acesta, nu mai durează. Probabil o să fie așa făcută de formă camera, că mai mult o să stea cu noi. Nu în pat, exclus. Exclus, da, știu, exclus. Nu există serios, așa ceva. Nu toate doresc. Ajungem că e în pat. Nu doresc, da. Să dorm în pat. Să dorm asta mai târziu. Mă rog, nu chiar toate. Nu chiar toate, nu chiar toate, nu chiar toate. Da. Sarcină ușoară în continuare. Mulțumesc tare mult. Sper să vă aducă foarte multă fericire în viață și cred că așa va cu fi. Cu siguranță, cu siguranță. Și vă așteptăm pe platou și cu fetița, în formulă completă. Cu mare drag. Mulțumesc tare mult. Mulțumim și noi. Toate cele bune. Mulțumesc.